Dimineața zilei de 20 iulie a adus foarte multe emoții în rândul celor care s-au prezentat la examenele de admitere la facultate. Părinții și-au luat copiii de mână, i-au condus până la intrare în facultate și de acolo a început lunga așteptare. Facultatea de drept. La ora 8 dimineață, pregătiți sau nu, absolvenții de liceu au intrat în sălile examenelor de admitere, examen ce avea să spună mai târziu care vor fi următorii avocați, notari sau judecători ai țării noastre. Pentru elevi, munca a fost destul de mare, s-au pregătit luni, ba chiar ani pentru ziua asta. Cât ai învățat pentru examenul de admitere? Tot anul. Tot anul. Și pentru BAC? Tot anul. Tot anul. Da. Învățați pe cineva să iasă de la examen? Da, o nepoțică. A învățat la BAC? A reușit să facă o notă bună? Da. Cât a avut? 8,48. De unde sunteți? Eu sunt din București, ea e din provincie, de la Turnu Măgurele. A învățat mult pentru admitere? A învățat. Și pentru BAC? Da. Ați avut emoții pentru ea? Foarte mari emoții, așa cum. Dintre toți colegii ei, cam cât au promovat? Foarte puțin. În orice caz, a luat medie bunicică, 8,33. S-a descurcat binișor. I-ați venit cu ea de mână, ați lăsat-o să intre și acum... Foarte frică și la bacalaureat a fost foarte greu, dar a avut medii bune. Sperăm, ne-am mai înscris și la celelalte, oricum vrea București. Din toți colegii ei, cam câți au promovat examenul de bacalaureat? Toți. Un singur băiat, da, i-a terminat un liceu foarte bun, Bălcescu, din Craiova, unde e nivelul foarte înalt. Și multe dintre colegele ei dau la medicină, stomatologie, doar câteva la drept. La BAC a fost greu? Nu cred că a fost BAC, tocmai să... Nu știu, n-a fost chiar greu, nu pot să zic că a fost greu. Cu cât timp înainte te-ai apucat de învățat pentru BAC? 2 ani, pentru că de fapt vreau la academie. Așa. Și într-un final m-am răzgândit și am mers la drept. Iar pentru părinți, chinuri nu părea să se mai sfârșească, pentru că au așteptat și au așteptat și au așteptat, pentru ca într-un final să iasă cei norocoși. Cum a fost? Greu, dar am făcut. Câte subiecte au fost și în cât timp ai... 60 de română, 40 de economie cam fiecare an, da. Și am terminat după aproximativ 2 ore. Ai scris la câte dintre subiecte? Am scris la toate, acum la sper toate. Să fie și bine. Cum a fost? Destul de bine, am avut emoții, a fost puțin greu, dar a fost ok. Cât ai învățat pentru examen? Tot anul. Am făcut meditații. De când? Cât timp ai făcut meditații? Aproximativ un an. Dar a fost ok. Ești din București? Nu. De unde? Din Hunedoara. Sau cei pentru care soarta a rezervat alt domeniu și nu cel al justiției. Totuși, dacă vor trece cu bine de acest test, recompensa va fi pe măsură. Ce urmează acum? O bine meritată vacanță? Da, distracție. Ai scăpat? Da. La mare direct? Da. Ați pregătit vreo surpriză, vreo recompensă după... Dacă ia aici, vrem să cumpărăm ceva, un apartament aici. Așa, surpriză, să tot merită. Ea știe de asta? Știe, da.